Leo de la Strehaia. Noi detalii incendiare despre iubirea cu Anna Lescoion Stelică Mihai, pe numele său real, a deschis, din nou, cutia Pandorei. Fostul iubit al Loredanei Chivu susține că a cheltuit numai puțin de 500 de mii de euro pentru a-i face poftele cântăreței care a scos piesa Anicica Maia. Toată lumea știe cui îi aparține melodia care a avut, la vremea aceea, un real succes la radio și la TV. Nu doar pe ea a răsfățat-o și iubit-o, ci și pe verișoara sa, care era micul lui spion. Cea mai scumpă gagică pe care am plătit-o, dar a fost și a mea câteva luni, i-am dat aproape 500 de mii, serios. Nu pot să zic numele ei că poate e femeie măritată acum problema a fost că eu, din cauza că i-am dat banii ei a mulți. Am luat-o și pe vară sa care stătea în casă cu ea și îmi spunea toate detaliile. O luase omul meu. Am băgat în ea verișoara, câteva zeci de mii, nu se mai pune, a spus Leo de la Strehaia în podcastul Fiță cu Adiță. În urmă cu câțiva ani, fostul iubit al lui Carmen Șerban spunea că a plătit-o pe artistă cu numai puțin de 50. 000 de euro pentru o noapte de amor a dorit-o atât de mult, încât nu s-a mai uitat la bani. Am dat la o femeie 50.000 de euro pentru o singură noapte. Am văzut-o la TV și am zis că o vreau și eu. Mi-a plăcut de ea cum dansa. I-am dat 50.000 de euro lui Anicica Maia. Asta e numele melodiei, a declarat Leo de la Strehaia, în direct la Canal D.